M-am născut în satul Drăslăceni, data de 5 ianuarie 1963, într-o familie de țărani, cum să numea pe atunci și acum, cum tot una, mă mândresc cu aceea că tot una suntem porniți de la Răzgea. Și spuneți-ne numele. Ana Palan. Așa. Mă cheamă. Într-o familie de țărani, după cum am spus, în familie suntem 7 copii, adică 5 părinți, am fost la părinți 2 surori și 5 frați, unul decedat, dar astăzi suntem gospodari, suntem de acum puși la cale de către părinții noștri, 4 frați, în 3 în Mărdăcești, unul în Drăslăceni și 2 surori, ambele trăim tot în Mărdăcești. M-am căsătorit în 1982 și din 83 sunt locuitoare a satului Mărdăcești. Am 2 copii, ambii la moment căsătoriți, 2 nurori, nepot, trăiesc în căsătorie cu soțul, cum am spus, din 1982 și din 83 suntem locuitoare a satului, unde am început-o lucrând în satul Mărdăcești ca brigadier la brigada de tutun. Brigadier la brigada de tutun, am terminat parcurs Institutul Agricol, Facultatea de Economie și în 92 am format gospodăria comunală, unde am lucrat ca contabil șef la gospodăria comunală până în 1999, când s-a format primăria Mărdăcești. Am fost în grupul de inițiativă pentru formare, ca să formăm, am fost luat, sau mai bine zis, am participat în grup, fiind ca economist, ca contabil, fiindcă una ce trebuia la formarea primăriei, trebuia să prezentăm rapoarte față de guvern, față de Consiliul Raional, la Parlament. Vom fi în stare, va fi în stare satul nostru să existe, adică ca unitate administrativ-teritorială, ca primărie, va avea bază fiscală, va avea și rolul meu, adică pot să-l socotim așa, că adică am fost ca acel economist care am format toate aceste rapoarte, care am făcut toată analiza economică a satului, începând cu suprafețele de terenul, cu agenții economici din teritoriu, vom fi noi în stare să existăm ca primărie. Ca am început cu lucrul din 1998, fiind de acum, cum am spus, în grupul de inițiativă, n-a fost numai aceea, că adică noi facem totul pe hârtie, a fost un lucru colosal de a convinge oamenii să ne despărțim, adică de primăria Drăzdeceni, că va fi mai ușor, adică teritorial, va fi mai ușor de lucrat, va fi numai un sat mare, dar numai un sat, oamenilor, locuitorilor le va fi mai ușor să vină la primărie să-și rezolve toate problemele. Și am fost din casă în casă, am cutreierat absolut tot satul, ca să demonstrăm oamenilor, locuitorilor, că au nevoie de primărie, că avem nevoie de primărie, că ne va fi de ajutor, vom ajunge o primărie, adică unde se vor face lucruri bune, la care consider că am luat parte și eu, fiind ca finanțist, începând cu documentele prezentate la Parlament, în februarie 1999 s-a primit hotărârea de a se forma o nouă unitate teritorială administrativă, primăria satului Mărdăcești. Aceste documente le-am dus împreună cu viitorul atunci primar. Nu știam că va fi primar, domnul Tudor. Acolo ne-au refuzat o parte de parlamentari să le primească, fiindcă peste câteva zile trebuie de acum să fie ultima, adică în acea ultima decizie. Dar, mergând pe coridoare, am văzut pe o tabliță unde era scris Grigori Sârbu, care astăzi nu mai este, Dumnezeu să-l ierte. Eu socot că un mare aport la formarea primăriei și a dus-o anume el, Grigori Sârbu. Am intrat, vă spun întâmplător, la dânsul, mi-a primit și ne-a spus că va face tot posibil pentru ca să fie primărie în sat. Și, într-adevăr, cum a dus documentele, cum le-a prezentat la parlamentare, nu știm, că mă rog, dar peste timp de acum, mi s-a comunicat chiar a doua zi după ședință că adică va fi primărie. Eu m-a apărut de acum decretul, lege, mă rog, a Parlamentului. Multe noțiuni nu le mai țin minte, știți,
O fost, să vă spun sincer, a fost o euforie. Am vrut primăria să fie, am muncit foarte mult. O făceam, adică, cu tragere de inimă, cu vroiam să fie. V-am spus că am luat din casă în casă. S-a format primăria, s-au înaintat candidaturi la primar. Și iată, din fericire, atunci am numit Filip Măveici, spânul, care, cu care am lucrat împreună 8 ani. A fost și este un om deosebit, cu înțelepciune și cu o răbdare extraordinară, că cred că ceeași, ca să lucrăm 8 ani și multe lucruri să le facem, mult a contribuit anume chestia asta. Răbdarea lui, înțelepciunea, ca să primească orice om, ca să-l ajute cu cuvântul, dar după ce a trecut, știți, euforia de alegeri, ne-am lovit pe șie că nu avem ce trăi. Foarte greu. Am primit primăria cu datorii de 6 luni salarii la profesori, la tot cadrul didactic și la grădiniță, la tot personalul. Datorii la gaze, datorii la energie electrică, datorii la aceea și întrebarea lui Fedor Timofeici, care era zile, și facem mai departe. Hai că pentru salariu o să ne se bea de către stat, că mă rog, că acum și astăzi sunt transferuri, sunt subvenții, dar și facem cu satul. Au fost promisiuni la alegeri, că adică, uite, vom repara drumuri, vom face multe lucruri. Dar te lovești cu problema că nu sunt bani. Și dacă nu sunt bani, toate se opresc. Și unicul primul lucru care l-am făcut noi, fiind la primărie, ambii împreună, Fedor Timofeici, trebuie să pornim spre aceea ca să vizităm toți agenții economici din teritoriu. Și eu câteodată zic că noi mergeam înaintea cailor. Iată, noi am fost promotorii la șie, primii și care eu am fost la toți agenții economici din teritoriu care activau, dar nu aveau aici viză de reședință, nu aveau aici sediul lor. Toți eram înregistrați în Chișinău, la Cricova, la Ciorescu, numai nu mărtăcești. Și iată, prin intermediul Inspectoratului Principal de Stat, prin intermediul Inspectoratului la Creule, i-am făcut ca să vină, și deși zic că am mers înaintea cailor, din cauza că nu era atunci legea ca unde activează întreprinderea să achite impozitele. Noi am fost primii care am adus prima întreprinderea de uzina de asfalt și mina de piatră ca să plătească la noi în teritoriu impozitele. Ca pe urmă, peste un an de zile să apară de-abia legea, la Inspectoratul Fiscal Principal ne-au retras banii care ne-au dat, că ei ne-au plătit. Dar de acum știți, nu ne arată, fiindcă atunci, la moment când ne trebuia banii, am avut, pe urmă i-am întors, am făcut tot cum trebuiește, dar lucrul s-a început lucrul la construcția drumurilor, în varianta albă. S-au construit poduri, s-au renovat fântâni. Și asta a fost o parte a problemei. A doilea parte a problemei a fost, îi spuneam domnul Spânu, noi nu o să putem ieși numai cu ceea ce avem noi. Trebuie să participăm la proiectele internaționale. Altfel nu vom avea suficienți bani pentru a face lucruri mari. Și iată așa s-a primit când din 99, la sfârșitul anului 99, începutul anului 2000, am intrat în proiectul AFIS, unde au fost, așa s-au primit, că într-adevăr iarăși din nou am câștigat proiectul cu construcția, cu reparația capitala drumului central, care este și astăzi, în 2000 s-a dat exploatare. Tot iarăși s-a cut că s-a fost un lucru enorm, din cauza că tot am fost câteva persoane, un grup de inițiative și la formarea, la construcția drumului, am participat la proiect toți pentru a convinge oamenii că avem nevoie de acest drum, că avem nevoie de... Trebuia să fim o echipă bună, trebuia să demonstrăm oamenilor, să-i ridicăm pe oameni, să-i scoatem la adunare generală. Și am dobândit acest lucru și cu ajutorul oamenilor din sat, vreau să spun că o contribuție colosală, adică la achitarea contribuției, au avut-o domnul Ion Guzon și cu doamna Vera, ei pe atunci erau tineri antreprenori, deschisese de-abia moara, în orice caz au găsit mijloace pentru a aloca mijloace prin din numele satului, din numele agenților economici, pentru a achita acei contribuții totale, pentru că noi am ținut și din sat. Vă spun că veneau oamenii bătrâni, 30-40 de lei, cum era atunci, dar veneau și vedeau că ziceau că noi, poate că nu am pășit pe drumul ăsta, dar măcar nepoții. Și asta, în rezultat, într-adevăr, activăm acest drum, care, iată, se exploatează 14 ani, iese în contru o stare bunișoară,
Iar mărzile astea pe dânsul mai are careva de acum, dar, mă rog, termenul de 15 ani, cred că pe parcurs s-o mai construi, s-o mai face. Tot în perioada aceasta, alături de lucru, care noi îl găsim de zi de zi, pentru că, mă rog, lucrul unui contabil șef finanțist la primărie, este vorba de să gestionez împreună cu conducătorul finanțele care erau în teritoriu. Dar vă spun că era prea puțin, nu ne ajungea. Deci lucrul nostru era săptămânal, la guvern, la parlament, am ajuns la președinte, pe atunci era domnul Voronin, președinte liceei. Eu spun că totul foarte mult a contribuit la... Foarte mult a contribuit la păsată și închideță. Spuneți-l alături, sunt bine. În răstimpul ăsta s-a făcut, era dezastru, erau... Se distrugeau pereții la liceu, erau mucigaie, pentru că curgeau acoperișurile și la grădiniță. În perioada asta s-au construit, sau reparat, acoperișuri noi la liceu, la grădiniță, toate blocurile. S-au participat și, paralel, vă spun că nu participam numai noi amândoi. Era problema că să adunăm în jurul nostru oameni care să participe, să facem echipă. Echipa a fost pentru că am participat cu Saidivu. La grădiniță s-au făcut acoperișurile, primele seturi de calculatoare care atunci, știți, se aduceau, că mă rog, n-am fost ca cum sunt situația astăzi, când fiecare familie este calculator, este internet, atunci era situația mai grea. Dar, iată așa, s-a lucrat cu ambasada Germaniei, s-a adus la grădiniță și la liceu, acolo vreau să spun că mult a contribuit doamna Eugenia, Ciutac, adică împreună cu Tudor, să spun împreună amândoi pe la ambasade, și au dobândit un proiect prin care s-a adus mobilier, utilaj, atât la liceu cât și la grădiniță. La grădiniță am deschis un centru comunitar cu ajutorul USAID-ului, doamna Galina Roșca, foarte mult, tot împreună cu domnul Tudor. Ne duceam unde trebuia împreună, toate documentele făceam împreună. Adică, vă spun, am fost o echipă de oameni care au muncit pentru sat. Poate că mulți, mă rog, nu vedeau dintr-o parte ce faci. Nu vedeau, fiindcă nu erau interesați sau nu vedeau toate lucrurile astea, dar eu socot că multe lucruri sunt. Doamna, știu că aveți și ați început o afacere, așa zici, într-un fel, o afacere mai rar întâlnită în zona centrală. Vorbiți-ne despre asta. Problema este că, cum am spus, suntem țărani și am procurat o bucată de pământ alături de sat aici și am construit împreună cu soțul o mini-fermă de bovine. O mini-fermă în care am început-o de la câteva vite, pe urmă am crescut un număr, adică 10 vaci murgătoare, bovine tineri, bucăieși, mă rog, junculiți, creșteam pentru realizare, făceam, adică, într-adevăr, eu era pentru a face o afacere, să faci o afacere la... În agricultura astăzi e foarte greu, dar am făcut-o împreună cu soțul, am construit cea mai mult, adică cota parte a fost lucrul soțului. Pentru că eu cu lucruri de contabilitate, cu lucruri de documentație, cu lucru la primărie, unde eram ocupată zi din noapte până noapte, dar cu afacerea s-o ocupat și s-o ocupă până în prezent soțul, adică mai angajam oameni la lucru care îl ajutau. Producerea lactatelor în deosebi lapte, pentru care foarte mulți ani la rândul am realizat lapte, anume la instituțiile din teritoriu, la liceu, la grădiniță, unde copiii aveau posibilitatea, adică să consume lapte natural, nu am avut niciodată pe această perioadă probleme cu că să fie, adică ceva necalitativ, lunar se făceau analiză, totul bine, totul a fost foarte bine. Doamna Ana, putem să spunem că afacerea dumneavoastră este profitabilă? Este profitabilă, adică să zicem că profit mare nu este. Este în primul rând trebuie să ai... Nu, eu am avut în vedere că depășește cheltuielile... Clar că depășește, că dacă nu ar depăși, cât uși, mă rog, rentabilitatea acolo, limita la 20-30%, nu ar fi rentabil să stai ani întregi și te ocupi de vitărit.
Vedeți că rentabil așa că noi avem a noastră pământuri, plus am mai luat în arendă pământ de la... Și adică făceam nutrețurile noastre, mai procuram careva concentrate adăugători, mai procurăm de la combinatul de Berenin Chișinău de Obrină, dar în rest... Noi vă mulțumim în toată inima pentru interviu acordat, pentru timp, să ne trăiți la mulți ani. Mulțumesc. Și mult succes!